Gina ne-a întâmpinat astăzi în fața unei biserici creștine superbe. E începutul celei de-a șasea etape și suntem foarte încrezători în forțele noastre. Nu știm în momentul de față cât vom rezista. Noi ne dorim foarte tare să ajungem în finală, dar... Noi nu ne vine să credem că în etapa trecută au fost în pericol cerebel și oase. Sunt niște oameni care chiar par neobosiți. La Elefant a fost urât și nu mai vrem să ajungem pe ultimul loc la cursa pentru ultima șansă. Vrem să fim departe chiar spre imunitate. Niciun caz spre ultimele locuri. Clar, clar. Simpaticilor, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Cum este India? Foarte faină. Dar numai tu ai vorbit. Păi da. Foarte fain? Atât? Nu diferită? Diferă de la o zonă la cealaltă. Atitudinea oamenilor, modul de adresare. Limba, tot. Limba, cultură, ritualuri, obiceiuri. Parcă trecem dintr-o țară în cealaltă. Parcă nu am fi tot în India. Este o țară formată din atât de multe popoare. Sunt atât de diferiți de la o zonă la alta. Și sunt atât de mulți. Și am mai venit și noi. Trecutul ei este la fel de fascinant precum prezentul. După perioada colonială și declarația de independență, timpul marilor monarhi s-a stins. Descendenții lor își câștigă existența conducând tuk-tukuri, dar totuși câțiva au reușit să-și păstreze titlurile, blazonul, cel mai important, averile. Sunt 7 astfel de familii regale care, deși nu mai au puterea în mâna lor, sunt recunoscute public și fac deliciul știrilor mondene. În această etapă vom vorbi despre regalitate, obiceiuri, jocuri și averi regale. Asta îmi place mie. Despre blesteme, datini și lideri care au rămas în istorie. Dacă ne mai pică ceva croitorie și la casa regală, apoi aia e. Dar pentru că au trecut deja 5 etape, ar trebui să văd dacă ați rămas cu ceva din experiența asta. Aș fi vrut să fac un fel de... Sechele. Quiz show. Creier. Nașpa situație. Dar nu prea mă pricep la asta. Nici noi. Și pentru asta am chemat pe cineva care se pricepe la treaba asta. Și o face foarte bine. Vine de departe. De la distanță am văzut printre copaci că își face apariția cineva într-un costum albastru. Curat, perfect, totul, tot ce înseamnă India. El vine, bă, bibeloc. Prezentatorul The Wall, Valentin Bundaru. Bun venit! Bine v-am găsit! Gina? Bună dimineața, simpaticule! Înainte de toate, dăm voie să le strâng și eu mâna concurenților. Da, te rog, te rog, te rog. Dragilor, bine v-am găsit. Quiz. Găzduit de nimeni altul. Zi-mă și tu ceva. Când l-am văzut pe Vali prima dată, ne-am gândit, are un rol în emisiune, care este acela? În momentul în care am văzut o tablă acoperită și l-am văzut și pe Vali, clar ne-am închipuit că este vorba despre niște întrebări legate de cultură generală. Iar ne-am panicat că iar o să ne facem de râs. Am mai avut noi un quiz, mini-quiz într-o gară. Ne-a întrebat Ani și am plecat cam mult. Suntem bine. Eu v-am împărțit în două echipe. Prima echipă e formată din Morodan și Teleșpan, Cocuța și Bogdan, Cerebel și Oase. Ce trebuie să fac? Suntem în echipă. Am auzit că e oarecare alianță aici. Bine, nu sunt de mult timp în India, dar în fine. A, bun, s-a dus vorba să mă pună în țară? Să zicem, da. Nu putem spune bisericuță că... este. Cealaltă echipă, bineînțeles. Cerban și George, Paul și Jojo, Rubi și Robert. Da, Jojo, Paul, Rubi și Robert sunt niște coechiperi foarte buni. Așadar, cred că avem șanse să facem o figură frumoasă. Acest quiz nu va fi unul de cultură generală, cum avem la Wall. Va fi despre și cu voi. Despre noi. E despre voi. Ar trebui să fie ușor, nu? Ar trebui să fie destul de ușor. Bine, vreau să știu cam cât de bine vă cunoașteți. Cam asta e întrebarea. Între voi.
informațiile sunt multe, nu știm cât am ținut minte din tot ce am aflat despre noi. Și nici nu știm cum sunt întrebările. Cum ziceai? Loco, Sol și Lolita, așa. Cum? Numele copiilor. Cum te cheamă? Dungo, Ionuț. Dungo, Ionuț. Gheorghe Andra. Runda 1 se va desfășura în felul următor. Voi lua fiecare echipă și vă voi pune o întrebare despre echipa adversă. Fiecare întrebare valorează un punct. Okay. Prima echipă care ajunge la 3 puncte câștigă. Am nevoie de câte un singur răspuns de la întreaga echipă. Veți avea la dispoziție 30 de secunde ca să-mi dați un răspuns. Eu când am zis că te scol la picnic în India, păi te scol la picnic în India, mă, tată, mă. Mâncăm o conservă. Miroase a brad. De ce fără miroase a brad? Miroase a brad. Cioară? Ai văzut cioară la munte? Da. Este cioară la munte? Da. Întrebările. Ce întrebări, mă? Stai să zic. Ia. Hai. Întrebarea pentru voi este: câți frați are Șerban? Răspunsul este A, 1, B, 2, C, 3. De unde să știm noi câți frați are Șerban? Abia știu câți frați are Bogdan. Eu, sincer, nu știu niciun frate la Șerban. Păi cum am prezentat cu el? Nu erai tu prieten? Da, dar nu a zis nimic de frate. Eu cred că n-are niciun, sincer. Eu că-s constanțean și că-l știu, yeah. Are, că era tare în gură, înseamnă că avea spatele susținut, știi că dacă aveai frate, erai tare în gură. Dacă așa era, mai era mare cu vremurile, da. Normal, mamă, nu. Vin frații. Vine frate și te spate, frații copoți. Vine frate, vin frații copoți, mamă, în nenorocire. Doi are. Doi? Ca să știi, da. Și ele al treilea? Pentru cultură, da. Adică sunt trei toți? Da. Deci votăm? Unu. Scrie. Nu știu, trebuie să vă consultați, vorbiți între voi. A, B, C, D. Ce rebel și oase nu știau nici ei nimic. Și atunci am zis, hai să mergem pe mâna lui Teleșpan, pentru că el a zis, știu eu sigur că mi-a zis de doi frați. Dacă el a zis răspuns de... final. Răspuns final, B, Șerban are doi frați. Șerban, câți frați ai tu, Șerban? Am trei frați. Șerban, Filip și Ștefan. Trei? Are trei frați. Ce sunt cel mai mic? A fost funny, pentru că omul de câte ori povestește despre frații lui, povestește și despre tatălui și despre faptul că sunt neam de vaporeni. Și frații mei în continuu, acum... A, din păcate, răspunsul vostru a fost greșit, echipa 1. Nu începe foarte bine, Gina, te rog să mă ajut cu un 0 în dreptul lor. Prima întrebare, 0 puncte, alianța noastră. Urmează întrebarea pentru echipa numărul 2. Care este visul Anei Morodan? Răspunsul e A, să aibă o insulă, B, să aibă un castel, C, să aibă un Ferrari roșu. În acest moment, eu am mai multe vise. Ana nu visează. Deci de timp aveți 10 secunde. Ce ar fi întâi să aibă bilete de avion să meargă acasă? Și după aia vede. Eu cred că ăsta e visul ei, să meargă acasă liniștită. Visul Anei ar fi să schimbe numele în Ana Cescozvora. Să fie regină? Mhm. Trece timpul simpaticilor. Castel, da. Nici eu nu știu. Răspunsul corect sau incorrect sau final sau nefinal este... Final. Credem că... Wow! Deși litera și substantivul și... reprezentarea grafică. Aveți un punct, simpaticile! Castel, răspuns corect! Orice contesă merită un castel. Un castel plin cu servitori. N-aș vrea un castel, mi se pare cam mare. M-aș mulțumi și cu un conăcel. M-aș mulțumi și cu apartamentul meu acum de acasă. Haideți, mă, haideți că atât m-aftic. De sigure au fost trei reprezentări grafice. Bravo, mă, bravo, mă. Aici a știut Jojo răspunsul. Și eu am zis imediat un castel. De ce ești rău? Am zis imediat. Nu mai știu asta. Am zis imediat un castel. Crezi că în parcă nu mi s-a șters așa un pic, eram foarte obustinat. Cum se numește filmul de debut al lui Paul în cinematografie? Nu știu. Răspunsul e A, noaptea va fi albastră, B, hârtia va fi albastră, C, hârtia va fi ruptă. Păi știi sigur că așa se numește filmul. El știe filmul și atunci... Da, și... Bine, ia-l-o. Hârtia va fi ruptă. Va fi pe... Nu va fi nimic. Hârtia, cum hârtia va fi ruptă? Ai văzut nume de film, hârtia va fi ruptă? B,
Hârtia va fi albastră. Paule. Bine că te uiți tu la filme. Te uiți la filme? Bine, Stane! Răspuns corect, bravo! Corect. Răspuns corect. Doar hârtia a fost albastră în cinematografia din România, așa că am luat un punct la această întrebare. În ce oraș din India au jurizat Cocuța și Bogdan un concurs de dans? A. Bangalore. B. New Delhi. C. Mumbai. Mamă, ce consultări, aprige. Hai că asta, mai avem și de data asta reprezentări grafice? Avem. Ce, ia, sunt foarte curios, ce ați desenat la asta? O, ce drăguț pe amândoi. A, Bangalore și răspunsul, din păcate, e corect! Încă un punct pentru echipa 2. Bogdan. 2-1 în acest moment. Am crezut că colegii noștri vor asocia cursa noastră de până acum cu India. Dar nu a fost așa și ei au ghicit. Păi de-abia am vorbit în avion despre asta. Cine? Cu ce ocazie s-au cunoscut Ruby și Robert? Voi știți? A. Filmarea unui videoclip. B. În club. C. În culise la un concert. Deci asta n-avem de unde să știm. Deci, bun. Time. Hai să vedem. Răspuns final. Ezitant. A. Filmarea unui videoclip. Ce videoclip filmai Ruby? Pentru că răspunsul e corect, evident. Deci la stinge lumina, să înțeleg, nu? Bine, mă, fie ca voi, mă. Da, mă, aia e. Am mers pe mâna lui Oase pentru că Oase este prieten cu Robert și atunci am zis că el este cel mai în măsură. De unde provine numele de scenă Cerebel? A. Creierul trupei simplu. B. De la Cerberul din antichitate. C. Compune rime bine legate. Și fă și un creier. Să scrie creier. Deci, avem răspuns. Răspuns final. Chiar sunt curios acum ce ai mai de sănăjut. Eram sigur. Sunt plămâni. Cred că toată România știe ce înseamnă Cerebel. Că îl duce capul. Compune. Ce? Compune rime bine legate. Răspuns corect. Noi doi am fost și suntem fan simplu din copilărie. Da. Am fi fost de râsul lumii să nu știm de la ce vine numele lui Cerebel. A câștigat deja echipa numărul 2, pentru că au deja 3 puncte. Foarte bine. Hai, frate, înseamnă că avem mărși personale super puternice, dacă știe toată lumea tot despre noi. Bă, dar stai, mă, ce ne spune despre noi? Hai, mă, spune despre noi, mă. Schimbăm întrebările cu numele. Care este filmul meu preferat? Ia. Filmul tău preferat? Da. Nașu. Bravo, mai de cum mai departe. Ești da. Urmează să vă adresez o întrebare de departajare. De data asta nu am variante de răspuns. Iar întrebarea este despre Gina. Bom, bom. Pentru că n-aveți variante, răspunsul cel mai apropiat câștigă. La ce vârstă a apărut Gina Pistol pentru prima oară pe sticlă? Gata? Și pus, da. Da, nu mai zic. Tim? Hai să vedem răspunsurile. Time is money. Și 1000 de bani. Hai să vedem. Ia un ceas, arătați-i și mie. 20 și 22, prima dată, pe bune, și eu am avut la 5. Și avem o echipă câștigătoare! Pe bune? Ruby și Robert! Pentru că la 5 ani am fost 19. 19 mi-a zis. Mie mi-a venit în cap 19. Mi se pare o vârstă potrivit așa. Da, n-am fost inspirați. Cât a durat căsnicia ta? Ce să zic, să nu ne aducem aminte. Mai scurtă decât tu, decât... Ce mai scurt decât ce? Își! Și s-a dus. Și a mea la fel. Ruby și Robert. Da. Voi, dragii mei, o să plecați cu 10 minute înaintea celorlalți. Prima oară. Bine, mă. Bravo, felicitări. Prima oară când facem așa. Și tot voi, dragii mei, o să hotărâți în ce ordine pleacă ceilalți. Ceilalți vor pleca la 2 minute distanță, unii de ceilalți. Știm că ei sunt mai apropiați de alte echipe, așa că... Ne așteptăm să ne trimită un pic mai târziu în cursă, dar nu ne supărăm și nici nu o vom lua personal. De aici noi știm că suntem pe ultimele locuri, dar în cazul Ruby sperăm să fim undeva pe la jumate o schemă de genul ăsta. Cumva prietenia noastră să conteze într-un fel, măcar atâta. Ține și tu cont cine știa toate întrebările. Imediat după voi vor pleca. Uite!
Aici o luăm așa, imediat. Șerban cu George, pentru că i-am votat data viitoare. Data viitoare? Deci știm ce vezi cu ce. N-am dormit aseară. That's a surprise. Ce faceți, bă, băieți? Așa. Paul și Jojo. Mulțumesc. Paul și Jojo, după imediat după Șerban și George. Cerebel și oase și după aia. Cerebel și oase după aia. Cerebel și oase. Înțică, cerebel și oase și după aia. După ei, Cocuța și cu Bogdan. Am înțeles. Și după Moroșpanii. Asta înseamnă că ultimii vor pleca Teleșpan și Morodan, da? Ei vor să mai stea cu Vali un pic. Pregătiți să primiți plicurile? Da. Mai ales data viitoare, știm cum vom fi votați. Data viitoare. Ordinea în care plecăm uneori contează, dar e de fapt o loterie. Pentru că atunci când am plecat pe primul loc, s-a întâmplat să plecăm ultimii, de fapt, să luăm mașină. Și cei care au plecat ultimii au luat primii mașină. Dragii mei, zic să ne amintim puțin despre ce s-a întâmplat în etapa a cincea. A fost un elefant verde, iar Cerebel și Oase au fost salvați și continuă pe drumul elefantului alături de noi. Dar trebuie să primiți un handicap. Te rugăm, ia. O povară. Eu așteptam handicapul, pe principiu 15 minute întârziere e ok. Iată cât este de frumos, cât este de înalt. Cu trollerul după el. Precizul care bagajul, ce tare! Vezi că le-ai țiplă, mă, cum să vină la cu noi aici? Și foarte important să nu-și murdărească costumul, atenție, da? Frumoși, curați. Deocamdată. Bine ai venit, ne pare rău pentru tine, nu știi în ce te-ai băgat. E ca și cum ai pune o lavetă nouă pe lângă una folosită în chiuvetă. Ai mai cărat sac de ăsta, nu? Ai bani? Nu? Și dacă știi să vă jucați cărțile, poate fi un ajutor. Clar, clar. Nu un handicap, nu la personal. Doamne ferește. E un băiat foarte, foarte simpatic, cu simțul umorului, mi se pare un handicap foarte fericit. Dacă l-am fi avut și noi, nu m-ar fi supărat. Dacă șoferii vor fi femei, cu siguranță că vor ajunge primi.